cum scriu ea. Deci nu se pune problema să lăsăm, da, să lăsăm neredactată chestia asta, că nu înțelege nimic ce am gândit acolo. Da. Da? Deci atunci spunem așa. Demonstrație. Deci, nu, nu, nu. Deja tot ce s-a făcut, este din demonstrație, că am găsit un dumneavoastră, da? Da. Și acum continuăm așa. Hai să zicem pe altfel, redactă mai simplu. Da. Cum A, D e paralelă cu B, C. Da. Și D, de ce, da? Ce e? De ce. Da, cu de ce, da. De ce e perpendiculară pe BC. Da, de ce e perpendiculară pe BC. Ia, de ce e calitate secantă, să subînțelege. De ce e perpendiculară. Din astea două rezultă că... De ce e perpendiculară, de ce e perpendiculară și pe AD. Adică de aici rezultă că măsura unghiului, măsura A, unghiului. A, de ce? A, de ce? 90 de grade. Egal 90 de grade. De fapt, pe scurt, măsura lui D. Acum, ăsta este chiar unghiul al patrulea terului, nu? Corect. Măsura lui D egal cu 90 de grade. Apoi, măsura lui C este tot 90 de grade, nu? Da, 80 cu 10, 90, oricum era și... Din perpendicularitate. Perpendicularitate, corect. Așa. Da. Măsura și lui B o știam. Măsura lui B am aflat-o din problemă. Da. 40. Egal cu 40 de grade. Și rămânea măsura lui A prin diferență. Măsura lui D. Lui A. Lui A, corect. Lui A. Prin diferență. 360. Minus 90, minus 90, 120, 220, da? Da. Minus 220. 140. Și egal cu 140 grade. Așa cum am zis, 60 cu 80 cu 140. Deci aceeași poveste, da? Aceeași treabă. La redactarea, deci a mers mult mai... Sergio, ca să-ți da. Găsit o problemă, domnul profesor? Ca să mă duc repede, să găsim și vedem următoarea problemă. Dacă aici sunt probleme. Nu. Asta am fost să înțeleasă, da? Da, da? De fapt, prima parte a problemei, când am aflat unghiul de cele, doar unghiul din colț, B-ul ne-a fost folos. Că rest... Exact, restul te mai trebuiau completare. Da, da. Mai trebuiau completare. 90 și 90, iar au aici prin diferență. Deci a fost important să știm materia din urmă, domnul profesor, să știm multe. Deci autorul începe să ne plimbe ușor, ușor, nu? Să formuleze probleme cu cunoștințe din anul anterior. Uh-huh. Directa proporționalitate și inversa proporționalitate. S-a dus o oră, s-a dus o oră, da? S-a dus. Am și lucrat probleme frumoase, îmi place. Să nu uite de like și share. Așa, de unde e frumos lucrăm, ar fi chiar păcat. Da, de like și share. Da, sigur că da, așa se vede. Mergem la problema 8. Da. Patrulaterul convex ABCD. În patrulaterul acesta avem unghiul, măsura lui B 75 de grade. Iar măsurile unghiilor A, C și D, măsura lui A, virgul, măsura lui C, măsura lui D, sunt invers proporționale cu numerele. Invers proporționale cu numerele. Într-o acoladă punem elementele 0,16 în perioadă, 0,25, și 0,1, 1 în perioadă. 0,1, 1 în perioadă. Calculați măsurile unghiilor ABCD. Cam simplu. Da. Ziceți, ce le vreți, domnul profesor, să vorbim? Să vorbească Adi. Hai să vorbesc și eu. O să... Hai, Adi, vorbești? Da, ori... Da. Ori... Nu, 16 minus 1 pe 90. 15 pe 90, care se împarte la 15 și 1 pe 6. 1 pe 6, da, e rapid. 1 pe 6. Este egal cu măsura lui B. Lui ce? Lui C, așa. Da, ori 1 pe 4. Ori 25, da, 100 pe 4. Da. Și egal cu măsura lui D. Egală cu... Ori? Ori eu ia să vedem... 11 minus 1. 10 pe... 90, care e 1 pe 9. Da. Ori 1 pe 9. Așa. Egal cu
Măsura lui A plus măsura lui C. Măsura lui C plus măsura lui D. Asta e pentru lui. Supra. Nu, într-un patrulater a zis, nu, domn profesor? Într-un patrulater, sigur că da. Da, supra? 6 plus 4 plus 6 9. 6 plus 4 plus 9, 19. Da, 19. Și egal cu 360 de grade, minus 75. Așa. Că pe B nu știm, dar ne dă problema. Așa, Miruna, asta e scăpat de vedere, da? Că știți de B. Supra 19. Păi uite, aici, măsura unde lui B, 75. Da, vezi, 75, egal mai departe cu 285. Supra 19. Exact. Ia să vedem dacă se împarte 285 la 19. Dacă nu, o să facem calcul să mulțim. 9, 5, 45. Nu se împarte. 15, da? 285 împărțea 19, da? 15. 15 grade. Deci egal cu 15 grade. Și atunci înseamnă că măsura lui A este...6 ori 15, 60 de grade. Măsura lui C, 4 ori 15, 60 de grade. Și măsura 11, egal cu 9 ori 15, 10, 90, 135 de grade. Termina problema. Bun, ședem tabară. Vedeți și 9 problema 9. Suntem pe bar. Păi sunteți pe bar că să... Vedeți, asta înseamnă să le lucrați la rând pe toate. Asta trebuie făcut de fiecare, da. Că vă și place și înțelegeți. Ele cresc în dificultate. Exact. Așa că te duci una, e precum că ai urcat pe grămadă și scurma da. Acolo, brăști, nimic nu se vede. Pe toate la rând, dacă le-ați lucra, aoleu, ce câștigați aș fi. Imens. Dar trebuie să ajungem acolo. Deci după modelul de astăzi, cum procedăm în astea două ore astăzi, așa va trebui să lucrați și voi independent. Și de aici veți ajunge numai cu probleme pe care nu le-ați rezolvat. Am spus Mihaela și ne ținem de promisiune. Da. Ei vin un pic mai devreme. Și să-ți facă temele. N-au avut, de-aia n-au venit. Am înțeles. Dar asta va fi proiectul. Să aibă, veniți și vă faceți aici, la 5 jumătate. Camera asta deoparte, găsim un spațiu deci, acolo. Deci, la 5 jumătate. Dacă aveți tema la matematică, veniți, avem, faceți-vă tema. Vă faceți voi acolo, venim. Discutați pe baza acestei teme. Și noi aici lucrăm cu o patră, pe ce intrați voi. Și bun, veniți? Deci mâine acest și dacă ați terminat tema, lucrați de la Dumnezeu, de la Cristi, la Cristi, exact, da, ce da, să vă dăm? Da, da, da. Asta azi este câștigul imens. 9, da? 9 sau cât? 10, da, problema 20. 9. 9 de la 125. Da. În patrulaterul convex MNPQ, avem măsura lui M, 80 de grade. Măsura lui M, că este patrulaterul MNPQ. Și atunci e măsura lui M, n-am mai pus la V. E 80 de grade. Măsura unghiului N este 2 între și 1 pe 20. Este de 2 între și 1 20 ori mai mare decât măsura unghiului M. Adică 2 între și 1 pe 20. Haideți să băgăm întregi în fracții. Așa. Ca să vedem exact. 41 supra 20. Este de 41 de ori mai mare decât măsura lui M. Adică 41 pe 20 mulți cu M, măsura lui M. Da. Dar zic, de atâtea ori mai mare e chestie ca să nu scoate de mână. Și așa. Iar măsura unghiului P este jumătate din măsura unghiului N. 1 pe 2 din măsura lui N. Da. În loc zic 1 pe 2 măsura lui N, deci 1 jumătate. Acum aș vrea să vadă calibaj. Aflați măsurile unghiului patrulaterului MNPQ. Păi, putem să aflăm pe N? Da. Păi, putem să aflăm pe P. Pe N! Pe P. Mai repede pe N. Pe N, te. Da. Păi, de-aia e repede pe N. Deci, era mai departe cu 41 pe 20. Cu 80. Din 80, că pe N îl știm. Și este, aici se duce 4. Și este egal cu 164 de grade. Așa, cum ar avea pe P? Și de aici rezultă egal cu 1 pe 2 din N și N este 164. 164 cu 2 simplifică. Și 82. Și da. Dacă mai este și Q. Păi dacă le știm pe toate, păi unii Q. 360. Păi Q-ul e cel mai mare. Păi atâle în capul tău, că e patrulater. Găsești și patrulater, e MNPQ. Da?
aproximațiunea lui Q. Q este 360 minus toate și ala. 360 minus 80, minus 164 și minus 82. Este egal cu... Anca, ai obosit. Mai ești atentă. Așa e? Te pun acum la treabă. Imediat. 34. Cât? Egal cu 34 de grade. Asta, se termină problema. Gata. Alte probleme. Se dezbun. Se dezbun. Da. Papi, câtă vreme ați, tot chestia era dacă înțelegeți seama de atâtea ori față de cealaltă. De cât te-ai mai mulțit? Pot. Așa. Calculați măsurile unghiului patrulaterului convex ABCD. Deci patrulaterul este ABCD. 9, 10, domnul 10, 10. Cum nu dăm patrulaterul? Nu există calculare. Calculați măsurile unghiului patrulaterului convex ABCD. Da. Știi că măsura unghiului A este dublu măsurii unghiului C. Deci măsura lui A... egal de 2 ori. De 2 ori măsura lui C. Măsura lui B este egal cu 3 pătrimi din măsura unghiului A. 3 pătrimi măsura lui A. Da. Da. Iar unghiurile B și D sunt congruente. Măsura lui B egal cu măsura lui D. Uite, de-o fost, da? Da. B și D sunt congruente, așa. Păi putem să le scriem pe toate. Am putea să le scriem... Dar nu spune cât e măsura lui C. Fără un indiciu. Hai, mai Adi. Ca să te spun mai. Înlocuim acolo unde scrie măsura lor cu 2 ori măsura lui ce? Da, nu? Ce ajută? Deci noi ne orientăm azi să avem aceeași unitate de măsură. Exact. Deci au e în funcție de B. D-ul e în funcție... e în funcție de C. Nu, au, invers citim. La a doua relație o citim invers. Au e în funcție de B. Atunci zicem 4, înmulțit cu 4 pe 3. Au e egal cu măsura lui B ori 4 pe 3, din prima. Din a doua rezultă că măsura lui A, dacă am eu dreptate, Adi, ce zici, am dreptate, măsura lui A este 4 pe 3, ori măsura lui B. Și acum mă duc repede aici. O secundă. Măsura lui C... de două ori măsura lui C e măsura lui A. Adică măsura C e jumătate din măsura lui A. E măsura lui A pe 2. Deci măsura lui A pe 2. Deci măsura acolo, măsura lui C. Măsura lui C. Egal cu măsura lui A, supra 2. Dar cum A există, cum A cu B, continuăm să înlocuim pe A acolo, sus. Ca să ducem și pe toate în B atunci. Poate în funcție de B, da. Și atunci rezultă... deci, măsura... egală. Egal. Egal mai departe cu 1 pe 2. 1 pe 2 ori măsura lui A, care este cât? Care este 4 pe 3 ori măsura lui B. Simplificăm. Da. Și rămâne 2 pe 3 din măsura lui B. Iată că pe A în funcție, pe C în funcție de B, pe A în funcție de B, pe D în funcție de B. Pe D acum, îl avem în funcție de B. Ăsta a fost motivul. Înseamnă că gata, ne ducem și înlocuim în relația care știm noi. Că măsura suma măsurilor de 360. Să avem așa. Măsura lui A. Adică 2 pe 3. Scriem relația în curată. Scriu întâi, da? Da, măsura lui A. Măsura lui A. Măsura lui B. Anca, ești de acord cu mine? Da. Plus măsura lui C. Plus măsura lui D. Care? Cât e? 360 grade. Corect. Și acum înlocuim. În loc de măsura lui A vom pune... cât punem AD? În loc de măsura lui A punem 2 pe 3 din măsura lui B. 2 pe 3 măsura lui B. Plus... plus măsura lui B. Măsura lui B rămâne, că el este... plus măsura lui C. Plus măsura lui C. A, măsura lui C era asta, domnul profesor. Așa. Acolo a fost măsura lui da. C. Da. Măsura lui A era 4 pe 3 din măsura lui B. 4 pe 3. Ei, dar lasă, că punem corect. 4 pe 3 din măsura lui B.
plus măsura lui plus, B, plus 2 pe 3 din măsura lui B, plus măsura lui D, care e egală cu măsura lui B. Deci pe D am avut cu măsura lui B. Se va cu 360 de grade, domnul profesor. Acum, de ce putem face? Factor comun de B. Măsura lui B. Pe lângă. 4 pe 3. Plus 1, plus 2 pe 3, plus 1, plus 1. Plus 1. Al 2 putem pune, ca să nu mai stăm. Bine, dar are și de facem. Și să avem de câte ori? 4 și cu 3, 7, 9 și cu 3, 12. De 12 ori măsura lui B. 3. 3, adică trebuia să punem... 4 deodată. 12 pe 3 e 4. Pe egal cu 360. Punem deodată 4, de 4 ori măsura da? Lui B. Că 12 și împărțit la 3 fac 4, e egal cu 360 de grade. Și măsura lui B. Egal cu cine? 360 împărțit la 4. 4 și este egală cu 90 de grade. Și în măsura lui B, măsura lui C va fi 2 pe 3 din B, dar cu 2 pe 3 din 90. Fac 30, 60 de grade, domnul profesor. Bine. Măsura lui C, ca să se știe. După aceea, măsura lui A e 4 pe 3 din 90, 120 de grade. Măsura lui A. Și măsura lui B e cât de? Și este egal cu 90 de grade. Da. Înainte de a șterge tabla, haideți să trecem încă o dată în revistă, să vedem momentele importante. Deci autorul ne spune așa. Măsura lui A e de două ori cât măsura lui C. Măsura lui B e 3 pătrimi din măsura lui A. Iar măsura lui B este cât măsura lui D. Da? Noi ce facem acum? Tragem cu coada ochiului și mă zic, ce unitate de măsură se folosesc? Urmărindu-le, așa văd că D-ul și A-ul sunt funcții de B. Și mă folosesc de chestia asta. Numai că le-a pus invers ca să vă încurce puțin. Egalitatea poate fi citită din stânga spre dreapta, dar și din dreapta spre stânga. Și atunci am privit din dreapta spre stânga. Câte vreme am văzut că D-ul e funcție de B. Egal. A-ul e funcție de B. Atunci m-am dus repede spre ideea de a exprima toate unghiurile în funcție de B. Ca relația asta să o pot folosi cu succes. Corect. Și atunci am spus, măsura lui A va fi 4 pe 3 din B, că aici e 3 pe 4, când scoatem pe ăsta, amplificăm cu 4 și împărțim la 3, nu? Deci e 4 pe 3. Corect, întoarcem. Da? Sau dacă vreți să mulțim egalitatea asta cu 4 pe 3, înmulțindu-o și în stânga și în dreapta, 4 cu 4 simplifică, 3 cu 3 simplifică, și aici rămâne măsura lui A și aici 4 pe 3 din măsura lui B. Măsura lui A este cât cine spune aici? De două ori măsura lui C. Adică măsura lui C este jumătate din A. Da, măsura lui A pe 2, corect. Cum a lui A am găsit o funcție de B, n-am făcut decât să mă locuiesc și să mă duc tot spre aceeași idee de exprimare a măsurii lui C în funcție de B. Și ne-a dat 2 pe 3 din B. Și astfel am și pe C, și pe B, și pe D. Pe D și așa, pe A, pe C și pe D, funcție de B. B-ul rămâne el și atunci totul merge. Vreau să spun că acest lucru era esențial, altfel voi erați blocați aici, le învârteați. Deci dacă nu-ți formezi planul de lucru concret, clar, și pe care să-l urmărești, încurci lucrurile. Da. Ea mințește, tot da. Sucește, ai un funcție de cealaltă, nu știu ce, nu-ți iese. Dar, în clipa care văzut asta, asta a vrut autorul. Sunt ei în stare să vadă bine, de la bun început, clar, pe ce culoar merg, sau bâlbui pe acolo și pe timp? Ați fi acest lucru, notați, observații. Da? Observații, după acolo. Am exprimat măsurile unghiurilor B, nu, A, C și D în funcții de B. Asta a fost esențial. Și pe urmă a fost un calcul algebric acolo. Nu? Banal calcul algebric.
Dacă știm să adunăm niște fracții acolo, să facem... Vedeți, dacă știm calculul algebric, totul merge șnur. Să vedem o altă problemă, 11. În patruaderul ABCD se dă măsura unghiului ABC, măsura unghiului ABC, egal cu 108. Măsura unghiului A, este 108. Tot 108? Tot 108, văd aici. Să vedem. Când am zis acolo ABC, am înțeles că unghiul B a fi, nu? De la mijloc, vreau să spun că B e egal cu A și egal cu 108, ne chinui așa cu treaba da. Da, în sfârșit. Măsura unghiului ABD, ABD este 37. Cred că ABD, cred că pe diagonală pe acolo, vedem noi exact. Da. ABD e 37. Unghiul BDC e 54. Măsura unghiului BDC? BDC este 54. Calculați măsurile unghiurilor. DBC, DBC, măsura lui DBC e egal cu semn de întrebare. Apoi, BDA, măsura lui BDA cât este. Măsura lui BDA. Măsura lui ADC. ADC e ca să ne întrebare. Și măsura unghiului C. Măsura unghiului C e egal cu cine? Să facem neapărat un patrulater sau ce era? Un patrulater, ABCD. Cred că convex. Nu că îl dă concav. Nu spune nimic. În patrulaterul acesta, când se o face AB, deci patrulaterul convex, da? În care știu că ABC, care este ABC? ABC, adică ăsta e 108. Da, 108. Scriu pe el, domnul Vitale. Da, 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 da. Unghiul A, unghiul A ăsta, e tot 108. E tot 108, deci am nimic. Nu-i nimic. Da. Apoi... Măsura lui ABD. ABD-ul. ABD. Ăsta. A, B, D. Știm noi că zicem A, B, D. Dar ăsta. Ăsta este, da. E 36. Corect, A, B, D. Și măsura lui B, D, C, B, D, C, adică ăsta. Da. Este 54. 54. Da, dar observăm noi că zice că măsura lui B, D, C e egal cu 54, dar mai e egală și cu măsura lui A, pe 2. Sau măsura lui A, B, C, pe 2. 108 împărțit la 2, care e 54. Dar de ce? Că nu știm că unghiul A, D, C e 108. Știm doar că ăsta e 54. Nu știm că ăsta tot e 108. Nu, eu am zis că... Ia, observ, 54, ăsta da, e jumătatea lui 108. A, sesizează asta. Sesizează treaba asta. Dar asta nu înseamnă că și ăsta de aici e 54. Nu, n-am spus asta. M-a asezat așa că nu mai reșesc 54 și 108, dar avea o chestie de asta care mi-a interesat. Măsura lui DBC, simplu. DBC. Știm că tot e 108, 37 este egal cu 108 minus 37 este egală cu 63 și cu 8, 71. 71, da? Da. Deci de băcă. Din tot ai scădit din 108, le-ai scădut pe ăla de deasupra, da. 37. Asta e simt. După aceea măsura lui BDA, e o celibalul ăsta. Tot e simplu, domnul profesor. Că din 108 și pe ăsta, între unghii 180, da. Iese repede și ăla. Ia să vedem. Zicem 180 minus. Cal cu 180 grade, suntem de acord copiii, minus. Da. 108 grade și minus 37. Scădem pe celălalt 20. Și este egal cu... 108 și cu 37, 145, 35 de grade. Dacă am făcut bine. Deci BDA, BDA, adică ăsta, e 35. Am aflat. Acum știm, e foarte simplu, domn profesor. Ăsta tot e 35 plus 54, ăsta e 108, ăsta e 108 și ăsta îl aflăm imediat.
a cerut a cerea de ce? Ce l am aflat. Deci ce l aflăm, da? Da, repede. Dar cere și a de ce? Păi am făcut a de ce. E 35 plus 54. A de ce? 35 plus 54 de grade și este egal cu 89, dacă vorbim, da? 89 de grade. Lasă. Iar și acum ce? 180 de grade, că știm că 36 de grade, minus 89, adică minus 89 e ăsta, minus 108 care e ăsta. Și minus 108 care e ăsta. Și este egal cu... Da, să faceți calcul acolo. 108 și cu 108, 216 și cu 89. Nu vrea nimeni să facă, numai eu să muncesc. Bine? 216 plus 89. 5, 9, 10, 1, 305. 55 de grade, domnul profesor, l-am aflat eu, că mie nu mi-e lene. Deci, cu alte cuvinte, am aflat în momentul de față măsura tuturor. Tot ce ne-a cerut autorul. Exact. Toate acestea. Ce a vrut el? Hai să vedem aici ce a jucat. Dacă știți să desenăm sau... Nu, dacă știți să desenăm. A vrut să vadă suma măsurilor lungilor într-un trunchi, fac asta o de grade. Și a jucat acolo, iarăși, că 4 la 0,30. Ăsta a fost esențial. Exact. Apoi unghiurile decente. Chestia asta cu unghiurile decente, au reulaturi comune, una e 35, alea 54. Deci asta, asta era... Adică n-a fost nimic... Nimic deosebit. Din, din păcate, problema nu s-a ridicat la un grad de dificultate care să ne... Exact. Simplă, simplă ca bună ziua. Hai, mergem, mai lucrăm la următoare, puteți, da? Mai puteți copii? Vreți să mai lucrăm? O problemă de om, că sunt ușoare, așa, și mie îmi plac, vă antrenează bine. Da, hai, domn profesor, da. Mai lucrăm. Toți au zis, da? Da, toți au zis. Auzi, în cor au țipat la mă. Da, au țipat la mă. Și scăderea au făcut zis, și tot. Da. Au ajutat tot. Bun, hai să vedem încă una, două. Ce tot mai avem? Băi, dar de ce să facem algebră când geometria ați înțeles? Ce n-ați înțeles? Că e foarte frumos tot ce lucrăm. Și, haideți să vedem mai grele, domn profesor, se pare că se plictisesc. Nu. Nu, nu, nu mă plictisesc. Voi chiar mă trofă. Da. Construiți patrulaterul convex MNPQ. Da. MNPQ. Da. Hai să vedem. Știind că MN e paralelul cu PQ. MN. Paralelul cu PQ. Păi? Q. Haideți să fac, domn profesor, nu? Două drepte paralele. Uite așa. M, N, două segmente, nu? Deocamdată. Nu e egale. Nu e egale. Deci, fără fi egale. Așa. M, M și pe Q. M este de 10 cm. Deci, măsura lui M este 10 cm. Pun paranteze, când e vorba de centimetri, domnul profesor? M, M. Nu, văd că nu folosește. Mână, pur și simplu. A, deci fără măsură. Fără măsură. Bună, bine. Lungimea segmentului respectiv. Închipuieți NP este 5. NP? NP. Vai, din el, la mine este mai mare. NP este de 5. Așa. Unghiul meu este de 80 de grade. Așa. Da. Iar MQ este perpendiculară pe mână. MQ. 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 Perpendiculară. Pe? MQ perpendiculară pe mână. Aici e 90 și aici e 90, domn profesor, că am învățat de la cealaltă problemă. Da, e paralelism. MQ perpendiculară, pe cine zice? Pe mână. Pe mână. Bun. Și mai citim o dată problematic. Am învățat un lucru. Nu putem să reapte de problemă. Deci zice așa. Se dă mână paralelă cu PQ.
mână. Da, paralelă cu pechiul. Pechiul. Da. Apoi, mână este de 10 cm, iar pechiul este de mână 10 și np. De 5. Np. Np. De ce nu ai să np ca înainte? Tu ai zis așa am văzut. Uitați, np. Dar eu ud și nu se vede. Așa, np. De nu a plecat două. Una la p, una la q. Bun, bun, bun. Np este de 5 cm. Da. Măsura lui n. Am zis că e 80 de grame. Deci măsura unghiului N. Tot, domn profesor? Da, tot unghiul N. Așa. De patru laterul respectiv este de 80 de grade. Da. Și că MQ e perpendicular pe... Adică se mai face și Q perpendicular. Dar atenție, zici și construiți. Adică să ajungem la patrulaterul ăsta, având datele acestea. Da, dar dacă le făceam de 10 și de 5, domnul profesor, ieșea, facem altul. Păi trebuie să facem. Nu, deocamdată noi am încercat să facem. Așa. Da, o idee este pe problemă. Păi facem acum de 10 și de 5, nu? Deci acum știm că mână e de 10. Da. Iau și eu așa. Aproximativ, ăla e 10. 10. Mână? Nu. Așa, știm că NP e de 5. Mai întâi știi că unghiul N ăla din nu este de 80 de grade. Deci îl facem până la 90 și aproximăm ca să fie de 80. Așa. Duci din N perpendicular, punctat așa. Dacă aduce perpendiculară și l-aș face de 80 cam așa, domnul profesor. E prea mult. Da. Să rămână puțin. Mai puțin. Mai puțin? Da. Mai puțin, că îți dai seama, 10 grade acolo să fie 80. Așa. Asta este. Asta este. Așa. Deci unghiul din N îl marchează. Da. Dar voi ați făcut cumva? Da. Tu, Viruna? Așa, acum NP. Și mai știm că... NP e de 5. NP e de 5 ca lungime. Deci din N-ai plecat. Și acum e jumătate din mână. Că mână tot era de 10. Da. Și acum tu o să iei... Așa. Și aici acum NP. Exact, așa jumătate. Și ăsta-i de 10. Și de 5. Și a fost vorba că mână e paralel cu PQ. Da. Și deci prin P duce o paralelă la mână. La mână. Și trebuie să-l găsești și PQ, domnul. Dar domnul așa te faci MQ pe legătura de mână. Ci te faci domnul PQ. Deci ești obligată să te duci mai apă. Mai lungă, da. Că îndată duci pe MQ perpendicular și din M ducem o perpendiculară, că știm să ducem AD, nu? Da. Dintr-un punct exterior ducem o perpendiculară pe o dreaptă. Din și acum am găsit punctul Q. Și ăsta e Q. Așa arată figura. După datele acestea. Da. Construiți. Dar acum cum construim riguros? Deci noi acum tot ce am făcut a fost cum făcută treaba aproximativ. Deci aproximativ. Ca idee de lucru am pornit bine. Luăm pe mână, da? Pe mână un segment. De 10 cm îl măsurăm. Voi puteți să-l măsurați. L-am măsurat. Da? De 10 cm. Acum știm așa, când se dă o semidreaptă, putem construi un unghi de măsură știută, cu raportorul. Punem raportorul așa și măsurăm acolo, cum am spus, din 90 de grade aproximativ, numai 10 lăsăm, cu raportorul descriem, îl măsurăm cu foarte multă precizie. Și am construit această semidreaptă. Asta, nu, după raportor, nu se este lungă. Da. Practic, construim un unghi de măsură dată, în punctul N. Un unghi de măsură dată, de 80 de grade. Da. Pe semidreapta asta luăm un segment, măsurăm să fie de 5, da? De 5 cm și l-am fixat pe punctul care?
pe ce punct ai zis? Mână pe, parcă, da? Da. P-ul de aici. Și l-am fixat pe punctul P. P așa asta. Acum prin P ducem o paralelă la mână. La mână. Cum executăm paralela asta? Printr-un punct exterior pot duce o singură paralelă, dar acum o duc cu multă siguranță, așa, cu multă precizie. Compasul ar vrea să o duc. Adică, adică ce mă interesează? Mă interesează așa. Am un punct exterior la o dreaptă și vreau să duc o paralelă la dreapta asta printr-un punct exterior. Cum facem? Habar n-am. I-am uitat. Spuneți voi. Ajutați și voi. Fiind o problemă de construcție, aș vrea această paralelă, cum o duc ca să fie paralelă cu foarte multă precizie, nu așa, am dus-o noi cu mâna. Da. Prin un singur punct, adică prin B. Prin punctul B. Nu prin două. Nu, n-am două puncte. N-avem încă două. Dacă aș avea două puncte, aș duce treaba foarte bine. Problema nu începe așa, cu mână paralelă cu PQ? Da. Dar etapele de construcție sunt acestea. Sunt astea și Q-ul încă nu l-am aflat. Corect. Deci noi știm că e paralelă, dar ea e ca execuție prin punctul P. Suntem la etapa când l-am avut pe ăsta de 10. Simplu de luat. Am luat pe un segment, l-am măsurat 10. Am dus unghiul ăsta pe raportor, am fixat pe asta de 5, am găsit punctul P, l-am localizat. Da. Și acum, printr-un punct exterior, trebuie să ducem o paralelă la o dreaptă dată. Dreapta este mână. Asta, da? Mână. Cum ducem dintr-un punct exterior o paralelă la o dreaptă dată? Ea e unică. Nu pot duce două paralele. Da, una singură. Cum? Reușește. Cum? Compasul. Dar cum facem cu compasul? Ce distanță luăm în compas? Pe N, luăm în deschizătură? Pe N, P? Pe N, P... Pe cea de 5 ori, pe cea de 10? Noi avem doar pe P ăsta, da? Și sunt în situația printr-un punct, am paralela asta, mână, și prin punctul ăsta, am dreapta mână, și prin punctul ăsta trebuie să duc o paralelă la o dreaptă dată. Cum executăm cu foarte multă precizie? Nu știu, nu putem să spuneți dumneavoastră. N-au uitat. Eu știu. Aoleu, cum facem dacă nu știu? Sunt momente de acestea, dar și eu sunt un. Cum și vor atârzi, exact. Ca și pentru voi. Să ne sună cineva. Care ne urmărește în direct. Da. Andrei, că ne urmărește. Măi, Andrei, uite-te pe carte. Hai să vedem. No, hai să gândim împreună. Unghiurile astea cât ar face împreună? Ăsta și cu ăsta. Care? Ăsta și cu ăsta de aici. Să luăm. Nu. Cât fac unghiurile astea? Când am două paralele. Unghiul ăsta și cu ăsta. Păi, dacă vreți să prelungesc, ăsta de aici e congruent cu ăsta ca fiind corespondente. Da. 100. Da? 100. Deci ăsta e 80 și ăsta e 100. Corect. Da? Da. Ei, eu am așa, punctul ăsta de aici. Pe dreapta, pe segmentul ăsta am localizat punctul P. Și acum cu raportorul, viu și voi măsura unghiul ăsta de 100 de grade. Cam, am reținut că din paralelism, ăsta fiind de 80, ăsta e de 100, pentru că 80 cu 100 fac 180, aici e unghi alungit. Corect. Dacă nu văd celelalte, le știu 90, 90 cu 80 și scad din... Sigur tot că acolo da. Ajung. Și tot acolo ajung, dar aici mă opresc. Da. Fiind paralele, secantă. Secanta, corect. Corespondente. Ăsta e unghi alungit, ăsta e 100. Da.
Și în clipa în care pun raportorul aici și măsor unghiul de 100, am posibilitatea ca să mă duc acum cu dreapta asta care e paralelă cu așa ceva. Da? Și am măsurat unghiul de 100 de grade, da? Și atunci eu pot construi acest unghi de 100 de grade și unghiul ăsta construit o determină pe dreapta asta să fie paralelă cu asta. Corect. Da? Și dacă sunt paralele, am rezolvat problema asta care am avut-o. Dar asta cu raportorul. Însă eu vreau o idee de construcții a paralele acestea cu compasul. Asta vrei și tu, dar nu știi cum. Da. Uite, o facem așa. De. Uitați că o facem. Fixez așa compasul aici. Îl deschid suficient de mult încât să treacă pe deasupra cu o anumită lungime. Pe deasupra. Deci descriu un arc de cerc cu vârful compasului fixat în... Chiar să ne interesăm să găsim niște instrumente. Da. Instrumente, da. Să găsesc. Eu cred că să nu... De unde le lași domnul stăi? Că ajută-mi să gare în chinici chestii. Sigur că un compas se găsește și o linie și... La geometrie nu puteam face. Să facem aproximativ. Iată, problema asta de construcții e foarte importantă. Dacă nu am instrumente, o execut așa... În ordine, cum zice, da? Deci, hai să zic că e mai aproape altfel. Fixez compasul în punctul ăsta, cum ar fi la noi, punctul P. Deschid compasul suficient ca să trec deasupra dreptei acestea și descriu un arc de cer care întaie și într-un punct, uitați aici, și întaie și în partea cealaltă, aici, în două puncte. El și T. Unesc pe punctul P cu T și cu el. Ce fel de triunghi este acesta? Cum este pe el și cu PT? Anca. De ce? Că pe el și pe T au fost aceeași deschizători, raze ale cercului. Deci asta de aici e cât asta de aici, da? În triunghiul acesta, isoscel, există în mijlocul lui IRT? Da. Există. Cum este perpendiculară, când unesc pe P cu mijlocul? P unit cu mijlocul? Mijlocurile și bisectoare și medianul și mediatorul. Și de toate, da? Da. Deci, în clipa de față, mijlocul de aici l-am găsit, da? Și imediatoare înălțimile de toate. Deci unghiul ăsta de câte grade este acum? 90 de grade. Și acum, dacă voi duce o dreaptă care să fie perpendiculară pe asta, pe asta construită de noi, asta va fi tot 90 de grade. Și acum merg cu problema invers. Deci am această dreaptă, nu? Și trebuie să ridic o perpendiculară pe ea în punctul respectiv. Și construcția începe pe partea asta. Nu? Cu punctul ăsta găsit aici. Punctul ăsta găsit aici. Duc iarăși un arc de cer care îmi tai aici și aici în două puncte și le unesc și am iarăși triunghiul pe partea cealaltă. Și când le unesc, asta e tocmai paralela. Da? Deci așa trebuie făcut. Dar concret nu ai instrumente, mai greu. Mai greu, da. Deci eu v-am arătat și varianta în care măsor cu unghiul de 100 de grade cu raportorul și m-am dus. Și varianta numai cu compasul, care este o chestie frumoasă de construcție. Deci autorul ce a vrut aici să facă? A vrut să vadă dacă noi suntem în stare să vedem măsura unghiului acesta de 100 de grade, deci unghiurile alternii corespondente cu a devenit aici, ăsta de 80 și ăsta este de 100, și pe urmă să conducă așa asta cu raportorul. Și așa asta la 100 de grade, paralel cu... Dar de mie, dacă eu mă duceam în jos până în punctul P, nu era cu o linie, nu era...
din yem-yen. Da, punem o linie, da? Pe yem-yen. Yen-yen, doamne. Yem, da? Da. Și coboram până la punctul P și trageam o altă para, o dreaptă. Și coboram cu linia. Adică așa, domnul. Deci așa cu un echer. Cu echerul, da. Adică dăm o linie, fata. Deci, să spui așa, merge așa frumos. Da, uitați așa, domn profesor, uitați la deoare. Da, da. Dacă eu aveam o linie, nu mă duceam minte altfel, nu-mi venea ideea. Mă duceam pe Iemien și coboram până la Iemien. Dar tu când cobori aici, poate să-și... Aha. Sigur că, dar par vis pe acela, eu vreau să spun precizii la... Am înțeles. La mult secundă. Da, am înțeles, domn profesor. Asta e la mână, la ochi. Dar le dă lor așa în... Cum? Dar mi-a dat toate elementele și a vrut tocmai asta, spune, dacă e problemă de construcție, el a vrut să facă. Știi să construiești de o parte unul de 80 de grade? Că nu degeaba ți l-a dat. Aici n-ai cum să folosești raportorul. Prin diferența aia fac că e 80 de grade, de 100 de grade, asta, iar raportorul, iar să știi să construiești un unghi de măsură dată. Deci probleme de construcție. Dar așa zic, probleme de construiește asta. După elementele care ți le-am dat. Nu mi-a dat degeaba, e de 10, ai luat un semen de 10, nu pui, e de 5, unghiul ăsta de 80 de grade. Deci toate acestea, iar paralelismul asigurat, se face în baza faptului că descoperim că ăsta este de 100 de grade. Și atunci e asigurat paralelismul. Cât privește perpendicularitatea de aici, iarăși. Parcă am avut asta de câte grade aici, de așa, și primă perpendicular, mâchiu, da. Adică din mă am coborât un unghi din 90 de grade, iar cu raportorul folosit 90 de grade până mi-a tăiat și s-a întâlnit cu chiul. Și acolo e tot 90. Da. Deci așa, așa trebuie văzut. De-aia zic că e o problemă de construcție. Să vedem acum, domnul profesor, să facem, nu? Ce am... Da. Să trecem în revistă, să punctăm da, toate... Da, să șterg ca da, să da, fie da. Mai mult. Facem o sinteză. O adică sinteză. Să punctăm toate lucrurile care le-am făcut astăzi în ședința asta. Da. Să-ți amintim, uitați-vă, cine vrea să sintetizeze, să sintetizeze toată discuția de astăzi. Uitați-vă pe problemele făcute și Adi ar vrea, las pe tine seara asta, vreau să spui cu ce lucruri ne alegem din toată discuția asta. Ce a urmărit autorul? Ce noutăți ai prins tu? Ce lucruri interesante? Sigur că da. Patru altere. Patru altere convexe și concave. După la probleme. Patru altere convexe și concave. Cu probleme, cu acea proprietate importantă, adică suma măsurilor unghiilor. E de 360. Da. Cu patru altere convexe și concave. Și am dat noi definiții noi. Da. Hai să spune față de manual. Da. Noi ne-am venit cu niște definiții noi. Da. Și voi ați înțeles mai bine da. Ce înseamnă convex și ce înseamnă concav. Definiții noi. Chiar așa fost definiții noi pe care le-am dat. După aia la probleme, dacă mai știm să mai... Nu, mai a doua chestiune. Suma măsurilor, că fac 360 de grade. A doua chestiune, te rog să o spui acolo. Noi, da, definiții noi. Doi. Suma măsurilor unghiurilor. Patru lateri convex este de 360 grade. Convex? Da, nu mai convex? Da. Da. La concav nu se consideră, da? Da. Suma măsurilor unghiurilor este de 360 grade. Apoi? O probleme aplicative. Probleme și aici, te rog să treci în revistă și să scoți în evidență ce chestiune a urmărit autorul în problemele care a făcut. 12 probleme, 11, 12 probleme care a făcut. Să văd dacă mai știm directa proporționalitate. Da, și inversa proporționalitate. Da, directă și inversa proporționalitate. Directa și inversa proporționalitate. Apoi. Să vadă dacă știm să aducem pe toate. Măsura lua egal cu... Bun. Da. Dar n-a altceva mai fost acolo. Au fost niște numere zecimale, periodice simple, mixte, transformări de fracțiuni ordinare. Da. Foarte importantă. Deci transformarea fracțiilor numerilor zecimale
periodice simple, periodice simple și mixte în fracții ordinare. Fracțiunile decimale periodice simple și mixte în fracții ordinare. Nu știi să faci asta? Nu aveai ce discuta acolo, da? Ai văzut cât important a fost să avem cunoștințele astea de la algebră? Da? Deci geometria, să sprijinim și pe algebră. Scoaterea în factor comun. Bun, și asta a fost la un moment dat, când am scos în factor comun acolo. Deci scoaterea în factor comun. Exprimarea măsurilor unghiilor în aceeași unitate, adică toate în funcții de A, toate în funcții de B, nu? Important a fost și chestia aia, altfel le învârteam la corelație. Deci, directa și inversă pe 6. Mă gândesc că facă cineva nu... Da. Da? Scoaterea în factor comun și apoi exprimarea din relațiile date, exprimăm măsurile unghiilor în funcție de un unghi care e ușor de descoperit, da, din probleme. Dar că ne-am schimbat grade. Așa. De secunde. Da. Acolo n-a fost vorba numai să împărțim, împărțirea să facă exact. Când au fost 75 de grade împărțit la 2, au trebuit să ne amintim că în funcție de măsura unui același unghi, adică unui unghi. Deci exprimarea din relațiile date exprimă măsurile unghiilor în funcție de un unghi la îndemână. Da. Un unghi care la îndemână? Da, măsura unghiului la îndemână, în sensul că acela care poate fi ușor de folosit, da? Și dacă știi, și acum la ultima, dacă știi să facem desenul și construcția. Probleme de construcții. Da. Probleme de construcție, adică construcția unui paralel la o dreaptă, a unui segment de măsură dată și așa mai departe. Cam astea au fost problemele importante. Dar chiar am lucrat frumos, mie mi-a plăcut. Înseamnă că voi mâine aveți geometrie? Da. O să mergeți și nu. Aha. Și mâine la 5:30 ne întâlnim, da? Dacă aveți tema. Avem tema la geometrie. Și dar ai zis că dacă o terminăm, să facem să lucrăm probleme. Păi asta vă propun. Asta vrea, deci, domnul, mâine, să lucrați, mâine, nu tema neapărat, da, ci punct cu punct fiecare problemă și fiecare ce vrem din lege. Mâine vă vor poziționa într-o stare de bine. Pentru că odată ce l-ați făcut, da, altceva facem. Dar dacă voi la clasă face geometrie mâine, înseamnă că aceste probleme făcându-le, vă va fi foarte ușor. O să știți așa. Da? Și dacă mergi pe ideea asta, că voi veniți la 5:30 și tema pe care o aveți, o faceți aici, și veniți mie numai cu întrebările așa. Asta n-am știut să o facem, asta nu știu. Trebuie să pornească și ei, să încerce și ei să facă ceva. Că altfel, dacă tot așteaptă, mă duc acolo, ne facem tema. Ne face tema. Da, ați văzut că n-am făcut tema până acum. Nu. Tocmai. Deci copiii s-au... Facem pași? Da. Așa, dar, dragilor, ce spunem acum, că timpul s-a epuizat, suntem și obosiți, ce spunem, Adi? Nu uitați de like și share. Sigur că da. Da. La revedere, dragilor. Pe mâine. Da, nu e mai bine. Nu, păi, dar de asta am rămas mai mult.